pe care i-am obținut încă din 2016, am ajuns să-i punem în operă în 2019. Datorită procedurilor foarte complicate, sunt parte din ei banii europeni, iar o parte banii din, pe program național care a venit mai târziu, au fost obținuți mai târziu și tot datorită procedurilor. Abia anul acesta intră în lucru efectiv, în punere în operă, să facem execuția lucrării și este destul de târziu pentru că suntem deja în al treilea an de mandat. Cu bani obținuți din timpul mandatului trecut, abia în al treilea an de mandat ne apucăm să facem efectiv lucrarea. Procedurile au devenit atât de groaie după ce s-a modificat legea achizițiilor publice, ordonanța 34 a fost transformată în legea 98 acum 2 ani, în 2017, care a fost modificată din 3 în 3 luni, astfel încât am ajuns să avem o procedură finalizată și într-un an de zile, o simplă licitație, plus toate piedicile pe care le avem, că la banii europeni trebuie să mergem de fiecare dată, la fiecare pas, să luăm avizul celor de la Agenția de Finanțare a Infrastructurii Rurale, de la AFIR, pe orice facem, trebuie să mergem să luăm aviz de la ei, să luăm ok-ul, să ni se avizeze procedura respectivă. La un proiect trebuie să ajungi cam de 6 ori la ei, ori 2 luni minim, o medie, vă dați seama că un an de zile, practic, stai numai în corespondența cu AFIR-ul. Revenim la proiectul dumneavoastră. Astăzi vedem utilaje? Deja s-a lucrat pe cei 5 km de drum. Suntem pe o anumită suprafață, în jur de 3 km avem deja asfaltul, urmând să se pună și pe ceilalți 2 km. Iar în 2 luni de zile sper că această lucrare să fie finalizată, iar ulterior să începem încă 4 km în poarta Albă-Nord, practic cartierul Via, care va fi și el asfaltat total. Sunt mai multe drumuri care însumează 5 km, sunt pentru că a trebuit să întrunim un punctaj. Banii europeni se iau pe competiție și atunci trebuie să studiezi foarte bine ghidul și să faci de așa natură încât să atingi un punctaj cât mai mare pentru a avea posibilitatea să obții finanțarea. Noi ne-am pliat pe ghid, întotdeauna nu depunem proiecte decât acolo unde putem obține finanțare, ca să nu cheltuim banii pe studiu de fezabilitate degeaba. Studiem foarte bine ghidul, grila de punctare, după ce suntem siguri că putem întruni un punctaj aproape de maxim, ne apucăm și scriem acel studiu de fezabilitate, astfel încât am avut succes 100% în fonduri europene. De câte ori am depus un proiect, am ajuns și la finanțare cu el. Acum sunt 3 străzi paralele cu drum național foarte lungi în comuna Poarta Albă, care se asfaltează. O stradă care era, din punctul nostru de vedere, destul de importantă, este o stradă care duce la cimitir și s-a asfaltat până în poarta cimitirului. A trebuit să obținem punctaj, pentru că Poarta Albă a fost în primele 40 de localități pe țară, ca și punctaj, și am semnat finanțarea foarte repede. A trebuit să facem un drum care deservește două ferme făcute pe bani europeni, pentru că se punctau foarte bine, drumul care duce la gară, pentru că și acesta ne aducea un punctaj pentru proiect, și mai avem un drum comunal care duce la mănăstire, la mănăstirea de la Galeșu, și a fost introdus și acela în proiect, pentru că și acest drum ne-a adus punctaj, astfel încât noi ne-am clasat în primele 40 de proiecte din țară, la nivel național. A fost un proiect care ar fi trebuit să fie deja finalizat cel târziu în 2018, dar avem o întârziere de un an de zile datorită procedurilor. Străzile acestea n-au mai fost niciodată asfaltate?
Nu au mai fost niciodată asfaltate, pentru că dacă ar fi fost asfaltate, ne-ar fi fost nou acum. Dacă veneam să facem reabilitare, ne-ar fi fost mult mai ușor, pentru că nu era inclusiv infrastructura de făcut. Ați văzut, unde străzile au infrastructură, este mult mai ușor, vii și maci în primul strat, se toarnă un asfalt nou, se refac bordurile și costurile pe kilometru ar fi fost mai mici și atunci reușeam, în loc să facem 5 km de asfalt, mergeam undeva la 7 km. Dar datorită faptului că au fost numai la nivel de piatră, a trebuit să venim să intervenim și la infrastructura de bază, la terasament, și atunci costurile au crescut și am ajuns ca să facem doar 5 km de asfalt. Dar este un lucru foarte bun, pentru că de aici încolo ăsta va fi nivelul străzii, nu se va mai modifica. Orice reparație, practic, sunt rigole pe anumite străzi, vin rigole, iar pe străzile paralele cu drumul național se face bordurare și descărcarea apei se face la bordură, astfel încât apa să se ducă pe străzile laterale și să curgă la vale, efectiv. Lucrurile au ajuns la final, oamenii vor beneficia de acest proiect și sperăm ca cel mult într-un an și jumătate de aici localitatea să fie asfaltată 100%, pentru că noi am obținut banii pentru a asfalta toată localitatea, inclusiv Galeșul și cartierul Via, dar mai depindem de anumite lucrări care sunt tot pe bani europeni. Mai avem câteva capete de stradă rămase fără canalizare, pentru că datorită sumei limitate pe care am avut-o la dispoziție la primul proiect de canalizare, nu am putut să finalizăm în întregime toată localitatea. Am aplicat, am mai obținut un al doilea proiect pentru canalizare și în momentul de față avem toată localitatea acoperită cu ceea ce înseamnă canalizarea. Dar mai avem până să terminăm cel de-al doilea proiect de canalizare și atunci trebuie să mai aștepte etapa a doua de asfaltare din comuna Poarta Albă până se finalizează și acest proiect de canalizare. Mi-a fost destul de greu, raportându-mă la primul meu mandat, unde lucrurile erau destul de simple, procedurile mergeau mult mai repede, de la semnarea unei finanțări până la punerea în operă, până treceam efectiv la implementare, dura undeva la 6 luni, acum durează 2 ani și mi-a trebuit foarte mult cam și răbdare să mă obișnuiesc cu noile proceduri. Este frustrant, efectiv, la un moment dat, să știi că ai muncit, ai obținut, ai bani în cont, dar nu faci nimic pe stradă. Și atunci nu știi ce răspuns să-i mai dai cetățeanului, pentru că te pui și în postura lui, dacă cineva ți-ar tot spune și promite că încep lucrările, că se face și nu vezi nimic, este normal să nu mai crezi.